Acesta este obiectivul Colgate și al Asociației Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România. De aceea, în luna igienei orale Colgate, am pregătit o echipă ce oferă consultații stomatologice gratuite, un site cu informații despre igiena orală și mostre gratuite. Atingerea obiectivului de zero probleme de sănătate orală nu a fost niciodată mai ușoară. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. O, fetele astea! Bună dimineața, dragul meu! Mersi! Oh, mulțumesc! Eu sunt Alex, prietenul Corinei. Ce, iubitule, întotdeauna ți-ai dorit un fiu, nu? Iacob Scrânung, puterea Alinta Romei. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Vreme. Îi avem alături de noi pe Viorica Dima, meteorolog Realitatea TV, și pe Dumitru Baltă, șeful Centrului Național de Prognoză a Vremii. Bună seara, bine ați venit! Și pentru că am deconspirat pe jumătate subiectul emisiunii de astăzi, voi elucida în totalitate misterul. Vom afla ce ne aduce primăvara în 2009, limitându-ne evident la evoluția vremii în țara noastră, dar să începem cu o scurtă trecere în revista celor mai importante evenimente meteo din ultimele 7 zile. Chiar la începutul primăverii, locuitorii din estul Statelor Unite au avut parte de cele mai severe condiții de iarnă din anul acesta. O furtună violentă care a adus atât ninsori abundente cât și ploi care îngheață la sol și puternice rafale de vânt a paralizat în ziua de luni mare parte din coasta de est. Haosul s-a instaurat în trafic, zeci de mașini s-au împotmolit la marginea drumurilor și mii de oameni s-au trezit blocați în aeroporturi în urma consemnării la sol a sute de avioane. În suburbiile Washingtonului, stratul de zăpadă a depășit 25 de centimetri. În a doua jumătate a zilei, furtuna s-a deplasat spre Atlantic și nordul Bostonului, lăsând în urmă zeci de accidente și numeroase instituții paralizate. Pentru prima oară în ultimii 5 ani, școlile publice din New York au fost închise. Serviciile de urgență din Australia se pregătesc acum la sfârșitul săptămânii pentru o altă probă din partea naturii. După incendiile devastatoare din statul Victoria, autoritățile din Queensland se pregătesc de sosirea ciclonului Hamish. Ciclonul va lovi prima dată insulele White Sunday, aflate în largul coastelor statului Queensland. Guvernul federal a cerut armatei să fie pregătită în cazul în care Hamish, momentan un ciclon tropical de categoria 5, va atinge continentul cu aceeași forță. Meteorologii se așteaptă la rafale de vânt de până la 100 de km pe oră și la valuri uriașe, de aceea populația din zonele de coastă a fost sfătuită să-și ia măsuri de securitate. Peste 3.000 de oameni, în mare parte turiști aflați pe insulele de pe traiectoria ciclonului, au fost deja evacuați. Iarna și-a făcut o întoarcere furtunoasă și în Spania, cu temperaturi mici, vânt sălbatic și furtuni de zăpadă care au afectat 42 de provincii. În zona montană din regiunea Asturia, ninsurile abundente au adus haos în traficul rutier. Furtunile de zăpadă au tulburat și liniștea comunităților din León, Cantabria, Vizcaia, Alava și Navara, unde stratul de nea a măsurat 20 de centimetri. Zona costieră de nord s-a aflat sub cod portocaliu datorită valurilor de peste 8 metri care au biciuit porturile și litoralul. Doi oameni care au continuat să lucreze în portul din Galicia au fost luați de ape, iar salvamarii nu au reușit să-l mai găsească decât pe unul dintre ei, care a fost transferat urgent la un spital local. Alte regiuni s-au confruntat cu ploi torențiale, una dintre cele mai afectate fiind Andaluzia, unde s-au acumulat peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. Zăpada s-a întors și în România, mai ales la munte, unde a nins și s-au impus restricții pentru turiști din cauza riscului de avalanșă. Vineri, primăria orașului Sinaia a anunțat închiderea pârtiilor Carp, Pagal, Târle și Drum de Vară pe toată durata weekendului din cauza ninsorilor abundente și riscului însemnat de avalanșă, fenomen care săptămâna trecută făcuse deja o victimă. Turiștii au fost sfătuiți să nu plece pe traseele montane și să anunțe din timp probleme cu care se confruntă. Și la Bușteni, riscul ridicat de avalanșă a ținut echipele de salvamontiști în alertă maximă după ce în cursul săptămânii au fost deja semnalate alunecări masive de zăpadă în zonele Valea Morarului, Valea Albă și Valea Coștilei. Vântul a suflat extrem de puternic pe creste, iar în unele zone s-au acumulat cantități impresionante de zăpadă troienită. Riscul însemnat de avalanșă a dus și la închiderea pe durata weekendului a tuturor traseelor de creastă din Făgăraș, precum și a traseelor turistice de acces spre creastă. Risc însemnat de avalanșe, dar și ploi abundente și inundații. Iată tabloul meteorologic al primelor zile de primăvară din țara noastră, pentru care au fost emise o serie de avertizări hidrologice și atenționări meteo.
La începutul săptămânii, Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare hidrologică de cod portocaliu pentru râurile Motru, Moravița și Bârzava în județele Mehedinți, Caraseverin și Timiș, precum și o avertizare de cod galben pentru mai multe cursuri de apă în 18 județe din Banat, vestul Transilvaniei, Oltenia și nordul Muntenii. Avertizările care s-au menținut pe toată durata săptămânii au vizat creșterea debitelor peste cotele de inundație în urma topirii stratului de zăpadă și precipitațiilor abundente. Astăzi, hidrologii au prelungit din nou codul portocaliu până pe 10 martie. Din păcate, previziunile s-au adeverit, iar noaptea de miercuri spre joi s-a dovedit a fi albă pentru locuitorii orașului Bocșa din județul Caraseverin, după ce afluenții râului Bârzava au crescut și le-au inundat locuințele. La miezul nopții, pompierii reșițeni au intervenit pentru a scoate apa din casele de la periferia orașului, care mai fuseseră inundate și în cursul zilei de miercuri. Sâmbătă a fost rândul gospodăriilor din județul Brașov să lupte cu viiturile. În urma ploilor abundente, apele râului Suchița au ieșit din matcă. Locuitorii din Zărnești au fost treziți dimineața de puhoaiele de pe versanți care le-au năvălit în curți și în case. Locuitorii de la poalele muntelui s-au luptat ore în șir pentru a salva bunurile și animalele. Ploile torențiale au creat mari probleme și în județul Prahova. Circulația în cartierul turistic Cumpătu din Sinaia a fost blocată peste 5 ore din cauza apei care a atins și un metru după ce canalizările n-au mai făcut față. Și județul Vrancea a fost afectat de căderile de apă. 3 drumuri din comunele Andreeașu și Mera au fost distruse, iar sute de oameni au rămas aproape izolați. Pământul prăvălit de pe versanții muntelui a acoperit drumul de legătură dintre comuna Andreeașu și satul Fetig pe o lungime de 50 de metri. Alunecările de teren au pus în pericol și 36 de gospodării și au rupt drumul de acces spre satul Hotaru. Și acum o scurtă explicație pentru vremea din săptămâna trecută cu ploi, vânt și cod galben de avertizare. Ne aduce Viorica Dima. Bună seara! Bună seara! Pe parcursul săptămânii care tocmai se încheie, am avut practic două etape distincte. Prima jumătate a acestei săptămâni s-a caracterizat pentru zona țării noastre printr-un câmp de presiune atmosferică destul de ridicat. Ca urmare, ploile au fost puține și slabe cantitativ și mai mult gradul de nebulozitate a fost mai accentuat. După cum observăm în această animație a imageriei satelitare, după direcția de deplasare a sistemelor noroase, circulația aerului în zona geografică a țării noastre s-a realizat din sector predominant sudic, ceea ce înseamnă o masă de aer foarte cald dinspre bazinul mediteranean transportată către zona României. Ca urmare, am înregistrat valori de temperatură ridicate chiar și pentru data la care ne aflăm. Am avut 16 grade luni în vestul țării la Jimbolia, 12 grade marți în sud-est, din nou în centru și vest, în Alba și Mureș, 16 grade miercuri, deci valori de temperatură foarte ridicate, ce au determinat topirea stratului de zăpadă în mare parte din țară, practic în toate regiunile țării, mai puțin în zonele de munte. Ca urmare, s-a emis atenționare hidrologică, de cod portocaliu pentru mai multe râuri din cu precădere din sud-vestul și sudul țării, iar această atenționare a fost prelungită, această avertizare a fost prelungită vineri până duminică, datorită precipitațiilor abundente care au fost prognozate de către meteorologi, precipitații care au făcut de altfel obiectul a două atenționări meteorologice de cod galben, prima emisă miercuri și vizând sud-vestul și sudul țării, județe limitrofe ramei montane, unde s-au înregistrat într-adevăr cantități de apă de peste 30-35 de litri în 24 de ore. Iar a doua, emisă joi și valabilă pentru următoarea perioadă de 24 de ore, viza județe din nou din sud-vestul țării și pe rama montană a Carpaților Occidentali și Meridionali, unde din nou au fost cantități foarte mari, spre 40 de litri pe metru pătrat. În imaginea de satelit pe care observăm în acest moment, distingem primul sistem frontal în bandă lată, care a dus precipitațiile de miercuri, apoi cerul s-a degajat și în sudul țării s-au înregistrat chiar și 19 grade ca valoare maximă. Al doilea sistem frontal cu evoluție retrogradă a determinat ultima rundă, să spunem așa, de precipitații de la sfârșitul săptămânii și abia ultimele zile au adus o ușoară răcorire a vremii.
Viorica, îți mulțumim. Iată că zilele babelor nu s-au dezmințit. Meteorologii confirmă că prima lună de primăvară se remarcă în general printr-un aspect deosebit de schimbător al condițiilor de vreme. În urma modificărilor ce survin în circulația aerului deasupra sud-estului Europei, zilele reci și umede alternează cu cele calde și însorite. Meteorologii explică, dorsala anticiclonului est-european se retrage treptat spre răsărit, astfel încât aerul mai cald și mai umed dinspre bazinul mediteranean ori dinspre Atlantic pătrunde mai ușor în zona țării noastre. Aceasta s-ar traduce printr-o creștere simțitoare a temperaturilor. Minima absolută a lunii martie a fost de minus 31,4 grade, consemnată la întorsura Buzăului în 1952. În același an s-au înregistrat însă și temperaturi maxime record, 32,8 grade la Odobești și 30,8 grade la Constanța. Precipitațiile sunt ceva mai abundente decât în lunile de iarnă, în special în sud-vestul țării, dar și în zonele de munte unde pot depăși 100 de litri pe metru pătrat. În zona urbană, cele mai intense precipitații au fost consemnate la Iași, unde s-au acumulat în 24 de ore 59,7 litri pe metru pătrat. Revenim în studio. Domnule Baltă, primăvara am văzut a început cu avertizări atât hidrologice cât și meteorologice. Cum credeți că va arăta luna martie 2009? Luna martie acestui an va fi în limitele normale, în limitele obișnuite pentru o lună de primăvară, pentru luna care face trecerea de la anotimpul de iarnă către cel de vară și sigur că de asta și cheamă primăvară. Ceea ce ar însemna cu valori ale temperaturii aerului în limitele normale, ceva mai ridicat, așa după cum am și văzut pentru această lună, în partea de vest și de sud, sud-est a teritoriului. Viorica, ce înseamnă normalitate pentru luna martie? Poate că e potrivit să precizăm pentru telespectatorii care ne urmăresc că din punct de vedere termic în luna martie maximele se încadrează între 2 și 16 grade, 2 în regiunile nordice la începutul lunii, 16 grade către sfârșitul lunii. Iar în ceea ce privește regimul pluviometric, cantitățile de apă considerate climatologic vorbind normale sunt între 20 și 40 de litri la câmpie și podiș, 40-60 de litri pe toată luna cumulată. Vorbesc de cantitate medie lunară în zonele deluroase și peste 80 de litri în zona de munte. Deci cam acestea sunt normele la care ne referim. La ce să ne așteptăm? Dar în această lună, apropo de cantități de precipitații, se estimează, se apreciază că acestea vor fi peste valorile medii multianuale ale acestei luni, în cea mai mare parte a țării. Cu alte cuvinte, vom avea de a face cu o lună martie mai bogată în precipitații. Iar în ceea ce privește temperatura aerului, aceasta poate să atingă valoarea de 20 de grade în sudul, sud-estul teritoriului. Asta în a doua decadă a lunii. În a doua decadă, sigur că da. Așa după cum ați prezentat, ați văzut că s-au înregistrat 38,2 grade, cei drept la sfârșitul lunii, în 1952, la Bechet, dar tot în această lună și în același an, s-a înregistrat și temperatura cea mai scăzută de minus 31,4 grade pe data de 9 martie la întorsura Buzăului. Cu alte cuvinte, în noaptea care urmează să vină, minus 31,4 grade. Vedeți, această caracteristică a lunilor de primăvară, atât a lunii martie, dar o să vedem că mai ales a lunii aprilie, a contrastelor, manifestărilor meteorologice, acestei variabilități a fenomenelor meteo, dar mai ales în distribuția temperaturii aerului. În aceeași lună, asemenea, e cart al temperaturii aerului. În ce condiții se emit avertizările meteorologice? Avertizările meteorologice se emit în urma analizei și a urmăririi din timp a evoluției fenomenelor meteo și ele au în vedere, în primul rând, cantitățile de precipitații, intensificări ale vântului, temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
Ele se urmăresc îndeaproape, iar când meteorologii au convingerea de plină că aceste fenomene vor ieși din ecartul normal, se emit atenționări și avertizări meteorologice. Viorica, având în vedere că vedem cum este începutul acestei luni de martie 2009, cum este față de 2008? În raport cu 2008, pare o lună ceva mai liniștită, am putea spune. Dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că, iată, atenționările meteorologice nu lipsesc. Este bine însă să facem o distinție clară între atenționări meteorologice de cod galben, care presupun fenomene obișnuite pentru zona respectivă în anotimpul respectiv, dar care, în anumite condiții, pot deveni periculoase, deci este bine să fie urmărite, monitorizate permanent fenomenele meteorologice atenționate în respectiva informare emisă. Și atenționări și avertizări meteorologice de cod portocaliu, care presupun stare de alertă la prefecturi, la primării, la inspectoratele pentru situații de urgență, mobilizare de trupe, pentru că realmente sunt din start considerate ca periculoase, deci ies din normal, să spunem așa. Iar despre cele de cod roșu, evident că Viorica, la acest toată lumea știe că sunt foarte periculoase. Haideți să vedem și niște imagini, că tot am vorbit despre luna martie, să ne amintim acum cum a fost, să vedem cum a fost primăvara anului trecut, anul 2008, nu ne-a ferit, din păcate, de fenomene severe. La începutul lui martie, depresiunea EMA de origine nord-atlantică a afectat Europa nordică și centrală, unde a făcut 14 victime și pagube materiale de 10 de milioane de euro. Ninsorile și vântul puternic de 220 de km la oră au făcut din EMA un ciclon demn de un uragan de categoria 4. La noi, fenomenele au fost mai reduse, dar au adus inundații în județele nordice. Martie 2008 a fost o lună mai caldă decât normală, dar ne-a lăsat și câteva ninsori târzii în data de 26. În aprilie și-au făcut apariția și fenomenele de instabilitate specifice anotimpului cald. În perioada 22-24 aprilie am avut vijelii în toată țara, ploi și inundații în județele Suceava și Iași. Au fost semnalate și 3 tornade, din fericire, în afara localităților, așa că nu s-au raportat pagube. Și în luna mai am avut parte de fenomene severe, vânt, grindină și inundații în urma ploilor intense, care au totalizat și 95 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. În ansamblu a fost o primăvară bogată în precipitații. În unele zone, cantitățile de apă au depășit cu peste 100% mediile multi anuale. Primăvara s-a încheiat cu o încălzire accentuată și chiar o zi de caniculă. În 28 mai au fost 35,5 grade la Calafat, 34 la Giurgiu și 33 în București. Revenim în studio. Am văzut ce a fost în anul 2008. Ce ne puteți spune despre luna aprilie și mai a lui 2009? Sigur că acestea sunt lunile care continuă anotimpul de primăvară. De această dată se anticipează că luna aprilie se va încadra în regim termic normal pentru zonele din estul teritoriului, dar ceva mai scăzut în rest, în celelalte regiuni, în celelalte zone. Și totuși, în zilele cele mai calde, temperatura poate să ajungă sau să depășească chiar valoarea de 25 de grade. Virga, ce s-a întâmplat anul trecut, în aprilie? 2008 a fost o lună normală din punct de vedere climatologic? Aprilie 2008, de altfel nu există lună normală din punct de vedere climatologic, nici aprilie 2008. Adică ne putem aștepta la fenomene meteo extreme? Categoric ne putem aștepta oricând la fenomene meteo extreme, mai ales în lunile de primăvară, caracterizate în esență printr-o rapiditate, o succesiune rapidă a circulațiilor atmosferice. Influențele diverselor centri barici care acționează la nivelul continentului european își pot exercita în țara noastră variile manifestări ale vremii. Putem avea valuri de căldură, nu la cote de caniculă încă, nu pentru aprilie, dar pentru mai putem foarte bine avea acest gen de aspecte. Putem de asemenea avea influențe nordice din partea formațiunilor ciclonice care să aducă precipitații nu doar sub formă de ploaie, ci chiar și lapovița și misoare, cel puțin pentru zonele de relief mai înalt și pentru regiunile nordice ale țării, în general, în luna aprilie.
Neapărat acest aprilie. Și în luna, acest aprilie va fi excedentar pentru regiuni din vestul, sudul și centrul țării noastre din punct de vedere pluviometric, deci cantități un pic mai mari de precipitații decât cele climatologic normale. Și să menționăm totuși că pentru aprilie cantitățile de precipitații considerate normale sunt cu 10-15 litri mai mari decât cele pe care le-am menționat pentru martie. Deci oricum este o lună ceva mai ploioasă. Anul ăsta ne putem aștepta la fenomene meteo extreme în luna aprilie? Acum, vedeți, rămâne de văzut ce înțelegem prin fenomene meteo extreme. Sigur că în condițiile în care în zona de munte precipitațiile pot fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, trebuie amintit că cele mai mari cantități de precipitații se înregistrează pe această formă de trecere a precipitației de la lichid către solid, de la ploaie către ninsoare, cu alte cuvinte, prin lapoviță. Ele pot fi în zona de munte, cu atât mai mult cu cât se așteaptă o succesiune a intervalelor de timp cu vreme mai bună și mai răcoroasă, cu intervale mai ploioase. În perioadele mai ploioase, în zona de munte, pe cursurile superioare ale râurilor, se pot întâmpla astfel de fenomene. Numai că ele nu vor fi, când vorbim de fenomene meteo deosebite, trebuie să ne gândim în primul rând și la arealul de producere al acestora. Nu numai pe un pâriaș, nu numai pe un râuleț sau nu numai cu efect asupra a două, trei case care au fost construite într-un loc nu prea favorabil. Așa cum am văzut, de exemplu, la situațiile de acum din Banat, când, sigur că da, locuințele respective nu au respectat normele de construcție referitoare la realizarea unor drenuri, la stabilizarea versanților și așa mai departe. Haideți să revenim la un viitor mai apropiat. Vom vorbi, vedem acum cum este concret vremea din săptămâna care urmează. Informațiile vin de la Viorica Dima. Săptămâna care urmează nu seamănă cu cea care tocmai a trecut. Structura sinoptică la nivelul continentului este diferită. Nu vom mai avea circulații dinspre sud, nu vom mai avea, din fericire, în ceea ce privește cantitățile de precipitații, nu vom mai avea influențe mediteraneene. Și aceasta pentru că dorsala, respectiv prelungirea anticiclonului azoric pe continent, vizează și teritoriul țării noastre, deci un regim de presiune ceva mai ridicat, alternând cu formațiuni ciclonice, iată, provenite din depresiunea islandeză și avansate pe continent. Această structură determină circulații din sector predominant nord-vestic, care aduc o masă de aer ceva mai răcoroasă. Nu rece, pentru că nici chiar masa polară nu mai are vigoarea iernii, să spunem așa, dar oricum temperaturi de peste 13-15 grade nu se vor înregistra decât luni. Marți va fi o zi destul de rece și foarte umedă, o zi în care ciclonul din Marea Neagră va influența întreg teritoriul țării prin precipitații, predominant ploi în sud-est și în sud, mai mult lapovițe în regiunile din interiorul arcului carpatic. Va ploua pe parcursul acestei săptămâni, vor fi și lapovițe, vor fi și ninsori, dar mai mult în regiunile vestice, nordice și centrale, mai puțin în cele sudice, care de regulă tipul acesta de circulații din sector predominant vestic sunt ceva mai ferite de precipitații. Iar valori termice care să ne amintească mai bine de primăvară se vor înregistra abia spre sfârșitul săptămânii, atunci când masa de aer oceanic pătrunde mai bine către latitudinile țării noastre și avem din nou temperaturi de peste 15-16 grade. Viorica, mulțumesc domnului Baltă, atât pentru această seară. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, nu uitați, urmăriți vremea.
crezi că vasul toaletei tale este curat, dar depunerile de calcar se ascund unde este cel mai greu de ajuns. Însă Duck Power Anticalcar are o formă unică a gâtului, așa că va ajunge chiar sub marginea vasului de toaletă până la ultima aplicare pentru a distruge calcarul. Iar Duck Power elimină mirosurile, te scapă de mirosurile neplăcute, pentru că nicio misiune nu e imposibilă pentru Duck. E timpul să faci economii. La Gamma Ford ai 7600 lei primă de casare plus oferte speciale. Ford Focus cu ABS, aer condiționat, radio CD și multe altele la 10600 euro cu TVA și două prime de casare incluse. Mașini noi? Intră pe autonovo.ro. Gândit pentru a-ți alege mașina potrivită. Vă propun ca o dată la 3 luni să ne vedem în piața universității. Bușca și cureaua lată, ce premii, sporul și stimulente avea să dat. Locul lor este aici, acasă, în familie și cu românilor. Dau cuvântul la primul punct al ordinii de zi, tovarășul de domnului Adrian. De muncitori au fost disponibilizați. American Barack Obama. Parlamentul s-a întrunit astăzi în sesiune. Guvernul are în vedere noi măsuri de președintele Dragnea Băsescu. Muzica noastră e muzica știrilor. Realitatea FM știe ce spune. Timpul zboară cât ai clipii. Lunile par zile, iar tu poți transforma trecerea lor într-un avantaj, mai ales când ai planuri de viitor. Economisește timp de 3 luni cu depozitul în lei Super 90 de la Bancpost. Dobânda crește la fiecare 30 de zile, ajungând la 16% pe an. Poți retrage banii oricând, păstrând dobânda acumulată la data retragerii. Depozitul Super 90 de la Bancpost. Pur și simplu, mai mult. Ofertă valabilă până la 31 martie 2009 pentru fonduri noi. Să vă spun cum am ajuns la noul Gillette Bang. Înainte foloseam o cremă de curățat obișnuită. Trebuia să tot frec și să clătesc suprafețele. Când am testat Gillette Bang cu tre multiplă, depunerile de calcar și săpun au dispărut imediat, fără a mai freca. Dar noul meu Gillette poate face mai mult. Iată cât de repede scoate aceste pete uleioase. Sau aceste pete de machiaj de pe măsuța de toaletă din dormitor. E foarte simplu. În loc să muncesc eu, muncește Gillette Bang. Bang! Și murdăria dispare! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Profesorul Bolonia este un om, în primul rând, pasionat de ceea ce face. Dacă este cineva care, într-adevăr, mă ajută să mă dezvolt, este profesorul Bolonia. Un profesor care te face să vii cu plăcere la cursuri. Este cooperant cu studenții săi. Profesor cărora le pasă de studenți. Profesor total. Sau nu mai mult de atât, mentor. Putem să-i găsim împreună. Dacă e student, ajută-ne să-l găsim pe profesorul Bolonia. Între 14 februarie și 14 martie, înscrieți profesorul preferat pe www.proftar.ro și lasă-ne să-l aplaudăm cu toții la gala profesorului Bolonia. Campanie organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România și susținută de grupul Realitatea Cațaveni. Duminică, Adrian Năstase, președintele Consiliului Național PSD, discută situația politică a partidului, dar și problemele sale cu justiția română, la România Politică, o emisiune cu Emil Hurezeanu și Iosif Boda, moderată de Melania Medeleanu. România Politică, duminică, la Realitatea TV. Când un eveniment te găsește la fața locului, tu devii martor ocular. Când îl transmiți la Realitatea TV, martor ocular devine o țară întreagă. Oricând trăiești emoția unui știri la prima vedere, arată-ne atașamentul tău și ai grijă să conțină poza sau filmul evenimentului. Oricând știi un fapt brut, pune-l pe net sau sună-ne și spune-ne. Fii martor ocular. Surprinde când, transmite oricând. Un angajat în relatarea faptelor poate schimba multe, dar un public angajat poate schimba totul. La ora la care urmăriți această emisiune, ele pregătesc hainele pentru o nouă zi de muncă. Dacă judecăm după cască, caschetă, tunică, beretă sau pantaloni, am crede că vestimentația e destinată soțului, sudor, marinar sau ofițer. De fapt, ele își pregătesc.